Consiliul Județean Olt este alături de bătrânii și copiii din centrele Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt. În preajma Crăciunului, aceștia vor primi daruri pentru a simți bucuria sărbătorilor de iarnă. Din cei 150.000 de lei alocați din bugetul local al județului Olt, se vor cumpăra daruri și pentru copiii care vor veni să-i colinde pe angajații de la Consiliul Județean. Pe fiecare an, Consiliul Județean a obișnuit să fie prezent atât în cadrul copiilor și bătrânilor care îi avem în grijă prin Direcția Generală de Protecție a Copilului, cărora le oferim cadouri, dar și grupurilor de colindători de la grădiniță, de la școlile generale din tot județul, care doresc să vină în perioada sărbătorilor să colinde Consiliul Județean. Începând cu luna decembrie, după Sfântul Nicolae, cetele de colindători sunt așteptate la Consiliul Județean pentru a vesti nașterea Domnului Iisus Hristos. După ce vor colinda, copiii vor fi recompensați cu plase pline de daruri. În perioada următoare va fi făcută achiziția cadourilor și sperăm să, ca de fiecare dată să fim vizitați și să fim colindați de copii. Ca de fiecare dată sperăm ca plasele să fie cât mai pline. An de an, reprezentanții Consiliului Județean Olt au alocat bani pentru a le face o mică bucurie copiilor din centrele de plasament, persoanelor vârstnice și cu handicap din centrele de îngrijire și asistență socială. Chiar dacă anul acesta a fost unul greu din punct de vedere financiar, cei de la Consiliul Județean au găsit resursele necesare pentru a suplimenta suma alocată inițial pentru achiziționarea cadourilor cu încă 30.000 de lei.